Salut și bine v-am găsit un nou episod din Clash of Clans. Acest episod nu are sonor din joc pentru că m-am gândit să îl dezactivez. Îl pot reactiva oricând vreau. Da, e music on, dar... Acum se aude. Măcar atât. Am acest copac. Bun. Uite ce am mai făcut. Păi am făcut Clan Castle de nivel 3. Avem 3 gigați de 7 și 5 arcași de 1. Pentru că... Și ce? E arcași. Era normal. Are și giganți de 1. Și am făcut 5. Este bine așa. Mereu șer nu este. La astea mai mult. Are o mină la 9. Să faci la 5. De la 5 toate atacă cu arcaș. De 2. Avem trupe NCC, acești giganți de 7 de la... Sunt de la... Q. Uitați, are giganți de 7. Are spell-uri de... Spell-uri de Rage Max. Iar eu sunt răgușit. Aș putea face elixir storage. Arcașele vă 10, dar tu le ai, mă? Da, mi-ai de killer. N-are arcaș. N-are la 5. Deci avem așa. 17 giganți de 3. Fac aici 40 de arcaș. Aici o să mai pun niște barbari. Aici am speluri. Iar această baracă se face la 8. Să utilizezi și o healer-ul. De-abia aștept. După cum vedeți, am o mină la 9 aici. Și produce 2200 pe oră și capacitate 75 de K, adică într-o zi produce 75 de K. Și dacă o fac pe asta la 10, o să producă 8. Dacă o fac pe asta, o să producă 100.000 pe zi și o să pe oră o să producă 2500. Deci e foarte tare. Acest air sweeper o să-l las așa. Presupun că e destul de bine unde este așezat el. Da, deci o să-l las așa. Baza asta e luată de pe YouTube. De la un YouTuber foarte cunoscut. Havoc. Havoc Gaming. Sper să nu iau copyright din cauza asta. Dar nu e cine știe ce, adică, na, am pronunțat acest cuvânt, Havoc Gaming, e numele canalului lui. Dar, să fim serioși, că nu-mi iau copyright pentru o chestie din asta. Meh, bravo. Am făcut pat, Ai, mă, nici acum nu mă bagă în war și l-a. Cresc, deci cresc. În clanul ăsta cresc de...
Iar Modern War, deci nu cred așa ceva. Deci nu cred. S-a blocat. Eram sigur. Da. Bun, gata. A, uite, m-a băgat. N-am văzut. N-am văzut, m-a băgat și pe mine în War. Pentru că sunt foarte bun. Adică dacă iau healerul, o să iau healerul fix în War, adică mâine seara se face, ia stai, 14 ore, azi, acum este ora 9. 9 și cu 14, 23, deci mâine la ora 11 dimineața o să am healer. Și o să pot să donez healer. Dar o să mai am de unul, bine, asta nu contează. Gold ăsta nu știu pentru ce îl strâng. Mamă, cât costă pentru patul. Sunt răgușit. Da, până acum n-am făcut nicio donație. Dar am primit trupe. Eram gata să ies din clan, adică dacă nu mă băgați nici de data asta, trebuia să fie World 2020. Și îl băgați și pe, o băgați și pe Andreea, pe Flamă, dar cred că i-a băgat, este. Pe Flamă, a băgat-o pe Andreea. Mai puțin, se fac trupele, mâine la 11 am healer, pe să le zic și la așa. Da, și o să trebuiască să fac baraca asta la 6, cred că o fac acum. Oh, dar nu pot să o fac acum. Mai am puțină baterie. O să filmez așa în jur de 15 minute. Să fie un episod mai scurt. Christian King, cred că are healer. Ah, da. Are și minion. Are astea la fel ca mine. În afară de healer și minion. Asta are o bază de TH7. Asta are o bază de TH6. De Rusher.
Adică acum și le face. Nu era așa. Mai trebuie spell factory, mai trebuie niște mine din astea, uite, are rush aici. Și bombele. Trebuie lucrate, gen bombula 2. Astea sunt la 7, văd. Și astea sunt la 7. Mortar are 1 la 4, ăsta e de 2 și presupun că ăsta e de 2. Serios, baraci, baraca la 4, baraca la 5, baraca la 7. Da, e rusher, la garduri. În rest, mai are spell factory să-l facă. Robert. Uite. Și am nivel 41 ca DJ CSM. Dar ăsta e un rusher. Uitați-vă și voi. Cannon la 6. Cannon la 6. Air defense la 2. Această bombiță e la 1. Și asta la fel. Și mai are un air defense la 1. Deci nu cred. Dateți la 1, ce sume. Își face un hide în Tesla. Măcar are ăsta la 3. Atacă cu mulți, mulți, mulți arcași de 4 și giganți de 3. Care și-a luat astea. Are un mortar de 1 care nu face nimic. Mortare de 3. Era așa, ce să mai... A început vărul. Am dat pe scap. Ce bază e asta? Bă, baza asta mi-am făcut-o eu. Stai, că trebuie să-mi o schimb. Eu pun pasta. Asta o pun în stil pasăre. Avion. Eu sunt afară. Când se vor face trupele, vor ataca. Ia să vedem. A atacat The Best Gamer, această bază de rusher, cu arcaș și barbari. Da, și am luat resursele, practic. Cu barii cred că le arași prin bază. Da, uite. Thank you.
Pune giganții pe care i-are în CC și cred că o să moară. I-a făcut 50%. Îi distruge acel canon de 8? Nu l-a distrus.